Bună, draga mea! Sunt luna ala! Luni 14 octombrie, credincioși și ortodoxi sărbătoresc Sfânta Parascheva, cunoscută și ca Sfânta Vineri. În aceeași zi va fi o lună plină pe cer, așa că luni poți experimenta dorința de a face orice... Odată cu a treia săptămână a lunii octombrie, începe etapa de concentrare și de cheltuieli minime ale forțelor. Faza în scădere a lunii este proastă pentru sănătate. Activitatea ta fizică ar trebui să fie rezonabilă, fără stres și fără efort serios. În această zi, Jupiter va intra în tensiuni moderate cu Uranus. Cu acest aspect pe termen mai lung, te poți simți puțin neliniștită. Ar putea fi dificil să fii de acord cu alții sau îți va fi greu să găsești un limbaj comun. Trebuie să fii dispusă să faci schimbări în viața ta sau schimbarea va veni în forme foarte nedorite. Aceasta este o influență rebelă și neliniștită, una în care ar trebui să eviți să faci schimbări doar de dragul de a face o schimbări, ci în schimb să atingi zonele care ar putea avea nevoie de o anumită atenție și îmbunătățirea. S-ar putea să-ți asumi riscuri, poate și nebunii, de dragul libertății. Urmează o perioadă în care te poți deschide către noi moduri de a gândi, dar ai putea evita prea ușor să-ți asumi responsabilitatea pentru lucrurile care contează cu adevărat. Ai grijă de proiecte nepractice, dar folosește dorința de a inova. Vineri, 18 octombrie, este o zi de ispită și controverse. Poți întâlni persoane și evenimente foarte pozitive, precum și situații și persoane cu o calitate exact opusă. Poți descoperi adevăruri importante pentru tine și vei putea rezolva probleme foarte importante. Duminică 20 octombrie, energiile armonioase ale planetelor vor aduce ocazia de a rezolva cele mai importante și apăsătoare probleme în materie de familie, imobiliare. Este cu adevărat o zi a creșterii spirituale și a revelațiilor mistice. Poți obține semne importante și exacte ale destinului, răspunsuri la întrebări fundamentale. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Perbec! În această săptămână nu vei vedea obstacole în implementarea lucrurilor planificate. Poți conta pe sprijinul familiei, prietenilor și colegilor. Singurul lucru care poate necesita investiții suplimentare de forță și energie este depășirea deficitului financiar. Probabil nu există încă suficient numerar pentru a cumpăra un anume articol. Opțiunea de a lua acest mic lucru pe credit nu este recomandată. Luni este bine să faci un bilanț și să analizezi schimbările din viața ta. Miercuri este o zi bună pentru a-ți demonstra abilitățile. Joi, o dispoziție bună te va însoți toată ziua. Poți implementa cele mai aventuroase planuri fără teamă de complicații. Sâmbătă ai grijă să nu crezi în vorbele și complimentele măguritoare. Nu încerca să-ți dovedești superioritatea intelectuală față de persoana iubită, acest lucru nu poate provoca decât o ceartă. Amintește-ți că gelozia nu este cel mai bun consilier în relațiile de dragoste. Îți vei putea îmbunătăți viața intimă dacă aranjezi o serie de sesiuni de meditație. Apropo, citirea și rezolvarea cuvintelor încrucișate activează fluxul de sânge către cap, iar dacă citești și cu voce tare sau rezolvi cuvintele încrucișate cu persoana iubită, atunci înțelegerea ta se îmbunătățește și vibrațiile interne sunt armonizate. În general, ai înțeles deja ce ar trebui să faci cu un preludiu al sexului. Situația financiară se va stabiliza, dar nu este un semn că te poți întrece în cheltuiel. Corectitudinea în comunicarea cu superiore te va ajuta la schimbarea situației financiare în bine. În zilele următoare ar fi bine să aranjezi un mic antrenament pentru ca mușchii să se încălzească. Ar fi foarte util să înnoți, să alergi. Dacă dorești, poți înlocui aceste exerciții cu dansuri, dar nu ar trebui să fie un vals, ci ceva mai energic. Seara fă exerciții de întindere sau yoga. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur! În această săptămână poți avea mai multe idei promițătoare despre cum să îmbunătățești calitatea vieții. Atunci când te pregătești să implementezi obiectivele tale, nu uita să-ți consulți familia. Cel mai bun mentor este probabil să fie o persoană mai în vârstă de același sex cu tine. O călătorie în această săptămână îți poate deschide noi perspectiva. Există șanse ca norocul să-ți zâmbească, iar decolarea pe scara carierei este posibilă. Întreprinderile riscante vor reuși dacă îți vei calcula corect puterea și dacă nu ai speranțe mari pentru ajutorul altcuiva. Nu te împrăștia, fă-ți treaba și o lasă pe alții să se ocupe de problemele lor. Săptămâna aceasta atractivitatea ta sexuală va crește și te vei regăsi cu ușurință în centrul atenției. Poți aranja în siguranță o petrecere, dar numai cu o singură condiție. Trebuie să-ți limitezi activitatea și să oferi rolul primevii ore alesului tău. Dacă iubitul tău începe brusc să facă ceva greșit, atunci nu te grăbi la el cu reproșuri, ci spune cu blindețe ce greșește. O mulțumire din punct de vedere financiar poate fi o surpriză pentru tine. Prin urmare, este foarte important să distribui în mod clar toate cheltuielile necesare pe parcursul săptămânii. Miercuri există pericolul de a greși în documentație. Vineri este o zi bună pentru întâlniri de afaceri. Luni este indicat să nu abuzezi de tine. La mijlocul săptămânii, riscul de boli infecțioase crește. Vine ar fi atentă în special la starea de sănătate a celor dragi. Încearcă să nu abuzezi de alimentele prea calorice, mai ales să mergi la un banchet de lux. Sunt posibile alte tipuri de activități recreative, de exemplu o pătrecere pentru copii, o excursie la cinema sau o vizită la un prieten bun. În un weekend încearcă să călătorești, dar nu singură, ta are nevoie de experiențe noi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Gemeni! Nu sunt așteptate evenimente luminoase săptămâna aceasta. Singurul lucru care poate diversifica ușor zilele aceste săptămâni din octombrie este un nou hobby, o carte interesantă, o poveste auzită de la un coleg sau de la un prieten apropiat. Acesta este cel mai bun moment pentru a avea grijă de tine. Nu este recomandat să faci un nou împrumut, să faci actualizări la locul de muncă, să înregistrezi o căsătorie, să hărțuiești pe cineva cu reproșul și să acționezi la întâmplare în încercarea de a scăpa de deficitul financiar. Intuiția ta îți va aduce noroc, dar nu pierde calități precum determinarea și autodisciplina. O ofertă ispititoare poate veni de la un vechi prieten. Nu-ți fie teamă să-ți asumi responsabilitatea și vei câștiga. Călătoria planificată pentru mijlocul săptămânii va fi foarte productivă și te va încânta. Momentul este potrivit pentru o alegere serioasă a vieții. Recioala și ușoara înstrăinare într-o relație va deveni un lucru al trecutului. Întâlnirea cu cineva pe care îl iubești îți poate întoarce din nou capul și îți poate face inima să bată la unison. În viitorul apropiat poți deveni cu ușurință pradă unui mincinos sau a unui vorbitor cu voce dulce. Stelele îți recomandă să adopți tactica recompenselor verbale. Săptămâna aceasta este foarte favorabilă pentru toate problemele financiare. Poți să te întorci la vecul plan și să respiri o viață nouă. Miercuri sunt posibile în casare numerar, chiar cele mari. Cariera ta continuă să urce. Trebuie să menții o sănătate bună și spirit optimist. Săptămâna aceasta va trebui să rezolvi sarcini foarte importante și dificile fără să te bazezi pe asistență substanțială din afara. Alimentația corectă, sănătoasă, odihna suficientă de lungă, somnul ar trebui să stea la baza stilului tău de viață. Mersul în aer curat este util, de aceea nu ți recomandă să te epuizezi în sală. În weekend poți să-ți faci un prieten nou. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac. În această săptămână poți fi în epicentrul unor evenimente importante din punct de vedere social. Nu se poate exclude faptul că vei primi un rol foarte proeminent, de exemplu, titlul de lider al unei echipe unite de o sarcină comună. Nu uita de grijile familiei. Acest lucru este valabil mai ales dacă aștepți nașterea unui copil, venirea unor invitați importanți sau dacă te pregătești să participi la aniversarea unei rude. În ceea ce privește noi cunoscuți, este probabil să fie rar și destul de banal. Dacă ești singură, poți scăpa de plictisală cu flirtul virtual. În această săptămână s-ar putea să ți se să ai o viziune filosofică a problemelor și a comportamentului în orice situație, dar vei găsi succes în domeniul profesional. Marți promite să fie o zi de relații active și de înțelegere reciprocă. Cu ajutorul cuvintelor și logicii, poți obține ceva aproape imposibil din partea partenerului. Spre sfârșitul săptămânii vine un moment favorabil pentru a începe o mică vacanță. O reînnoire emoțională poate apărea în relația cu o persoană iubită. Ceea ce s-a părut recent fragil și efemer va lua forme pământești și se va stabiliza. La sfârșitul săptămânii, o conversație sinceră poate contribui la apropierea voastră. Te poți întâlni cu foștii colegi, iar subiectele pentru conversație ar trebui să fie exclusiv frivole. Poate că ți se vor oferi indicii ambigue sau vei discuta pur și simplu noutățile despre celebrele scandaluri din presa. Dacă ți se oferă să lucrezi în weekend și în același timp să fii plătită bine, de ce nu ești de acord cu astfel de oferta? Banii tăi vor crește, doar nu te grăbi să-i cheltui pe toți odată. Stelele spun că sănătatea ta s-a dezvoltat în așa fel încât cea mai bună cale de ieșire pentru tine este să soliciți sfatul unui specialist. Este posibil ca medicul să risipească toate îndoielele și temerele și să spună că ești complet sănătoasă. Dar o altă opțiune este posibilă. Va fi păcat dacă, după ce l a ascultat și te-ai alarmat, să pierzi momentul în care totul ar putea fi rezolvat cu un efort minim. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, în această săptămână vei avea șansa de a scântăia cu elocvență, frumuseze și mintea ascuțită. Probabil că va avea loc un eveniment în timpul căruia va fi posibil să devii o adevărată vedetă. Dacă este o sărbătoare în care persoana principală este altcineva, încearcă să nu exagerezi atrăgând atenția asupra personalității tale strălucitoare. În toate celelalte aspecte săptămâna aceasta se promite a fi destul de banală. Dacă ai urmat recent o dietă, vei putea depăși o ispită puternică. Intuiția este prietenul tău fidel și de încredere în această săptămână. Merite să înveți să ai încredere în ea cel puțin pentru această perioadă. Este posibil să participi la proiecte noi. Cu toate acestea, nu intenționa să te supraîncarci la locul de muncă, dedică timp dezvoltării planurilor pentru viitorul apropiat. Nu forța lucrurile și nu încerca să faci 10 lucruri simultan. Miercuri s-ar putea să crezi că simți calmul înaintea furtunii. Este posibil ca acesta să fie momentul să-ți concentrezi forța și să te calmezi, astfel încât să fie mai ușor să te controlezi când va fi nevoie. Vei fi atât de romantică încât să-ți obosești destul de mult partenerul. Este posibil ca această dispoziție a ta să nu fie înțeleasă corect. Încetează să te înalți în nori. Săptămâna aceasta poți avea diverse șocuri legate de haine, în special albastre. Mai mult decât atât, aceste șocuri sunt bune. De exemplu, este posibil ca bărbatul care te-a invitat la o întâlnire să fie îmbrăcat doar într-un pulover albastru sau în blugi albaștri. În consecință, cel mai minunat va arata și în toate nuanțele de albastru. La locul de muncă sunt posibile modificări. Nu te grăbi la concluzii. Nu este momentul să iei împrumuturi. Miercuri sunt posibile în casă renumerar. Sâmbătă nu cheltui prea mulți bani pentru divertisment. Încearcă să te protejezi de frigul obișnuit. Miercuri nu este recomandat să consumi prea multe lichide, să mănânci alimente brute și să iei medicamente. Există pericolul de a te supraalimenta vineri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Făcioară! Te vei simți flatată de atenția unor persoane autoritare. Fă tot posibilul pentru a câștiga favoarea celor care pot deveni patronul profesional, asistent în domeniul profesional. În afacerele personale, este important să menții acea linie fină care se pare flirtul nevinovat de intimitatea fizică. Sfatul este relevant dacă te afli în pragul unui roman și nu ești complet sigură de un potențial partener sufletesc. Dacă ai o familie, partenerul nu va fi de acord să petreci mai mult timp în societate fără el există probabilitatea unui al treilea exces. În această săptămână trebuie să te afișezi corespunzător pentru a fi observată și susținută de cei de la care ai putea primi ajutor în viitorul apropiat. Luni nu ezita ocazional să subliniezi în mod corect indispensabilitatea ta la locul de muncă. Miercuri nu fi timidă, comunică, vei avea nevoie de informații, iar un bun mod de a le obține este să vorbești sincer cu colegii. Joi nu ar trebui să planifici nimic în serios, este mai bine să te ocupi de chestiuni mici determinate. Săptămâna promite să fie plină de evenimente diverse. Că vor fi plăcute și romantice depinde de tine. Sâmbătă este indicat să fii singură, să te liniștești și să-ți dai seama de motivele a eșecurilor tale. Duminica este o zi minunată de întâlnire, Vei fi înclinată să fii geloasă pe toată lumea, pentru toată lumea și pentru cel mai mic motiv. Dacă ești gata să-ți arunci pisica pe stradă doar pentru ca să freca de picioarele unui vecin care a trecut pe la tine, ce poți spune despre partenerul de viață? La urma urmei, acest idiot politicos a reușit să-l sărute pe vecin pe obraz. Achizițiile serioase programate pentru luni este mai bine să transferi într-o altă zi. Joi va trebui să-ți aperi părerea la o discuție, fi pregătită. Duminică încearcă să nu te ocupi de banii altor persoane, în special de banii împrumutați. Acum merite să fii atentă dacă iei simultan diferite medicamente și pilule. Nu toate medicamentele funcționează bine împreună. Acest lucru trebuie luat în considerare. Nu ascunde nicio informație medicului, spune chiar despre vitamine sau aditivi activ biologic. Acest lucru îl va ajuta să aleagă medicamentul potrivit pentru tine și să ți ajute corpul să facă față bolii fără o supraîncărcare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța în această săptămână poți spera să scapi de unele dintre problemele vechi. Poate că vei găsi în sfârșit un loc de muncă normal, poate că vei depăși de recalajul financiar sau te vei salva dintr-o căsătorie nefericită. Ferește-te de întâlniri date pe rețelele sociale, nu deschide email-uri de la un destinatar necunoscut și nu efectua tranzacții financiare cu sisteme de plată necunoscute. Unele griji pot fi provocate de membrii mai tineri ai familiei. Probabil, indispoziția unui dintre ei va provoca o cheltuială destul de mare. În această săptămână este posibil să ai nevoie să începi să construiești o relație sau o carieră din nou, distrugând ce ce este obosit și învechit. Cu toate acestea, ideile noi nu ar trebui să fie imediat puse în aplicare. Trebuie mai întâi să înțelegi totul bine și să gândești la consecințe. Viitorul are câteva contururi neplăcute, care nu pot decât să-ți provoace o anumită confuzie. Dar dacă nu lucrezi activ la abordarea acestora, vei aluneca și vei primi o dezamăgire amară de speranțe neîmplinite și oportunități ratate. Vei fi predispusă la crearea unui halo de mister în jurul proprietale. Este un lucru bun, dar ar trebui să știi măsura. În caz contrar, lași atâta ceață încât pur și simplu nu vei fi de găsit. Sene de atenție îți vor fi arătate numai dacă nu te implici, cu excepția partenerelor legale. Desigur, acest lucru este foarte dezamăgitor, așa că ai tot dreptul să începi să flirtezi la dreapta și la stânga, fără să te gândești complet la consecințele acțiunilor tale. Vor veni mai târziu. Capacitățile tale financiare sunt acum serios limitate și trebuie să te confrunți cu acest lucru ca un fapt inevitabil. Ai grijă când călătorești, ai grijă de portofel. Achizițiile mici, dar necesare, vor avea succes vineri și duminica. Este posibil să constați că tratamentul care ți-a fost prescris nu de rezultate adecvate. Stelele spun că ar trebui să ai încredere în medicul tău și să urmezi în continuare recomandările sale. Dacă ți-ai prescris singură medicamentele, atunci, în acest caz, trebuie să contactezi specialiști. Cel mai probabil, schema pe care ai dezvoltat-o ar trebui ajustată și ar trebui să o faci înainte de a începerea problemelor. Nu fi nervoasă sau supărată. Momentan, totul are soluție. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Corpiuan. Săptămâna aceasta ai putea fi atrasă de o idee promițătoare a unuia dintre prietenii tăi. Înainte de a părea pe această idee, ar trebui să cântărești cu atenție totul. Este recomandat să demonstrezi diligență sporită în problemele profesionale. În zilele următoare pot apărea verificări sau vor avea loc modificări neprogramate. Dacă ești singură, nu este recomandată o aventură romantică spontană cu o persoană necunoscută. Mai întâi, asigură-te că această persoană nu urmărește obiective egoiste. Nu acționa la un capriciu în momentul semnării contractelor și în timpul negocierilor de afaceri. Săptămâna îți va aduce noi atitudini de viață. Încearcă să nu pierzi timp prețios. Tot ceea ce este conceput poate fi îndeplinit dacă îți faci calm și clar munca. În a doua jumătate a săptămânii poți simți că ești capabilă de multe, poți experimenta o creștere a energiei. Încearcă să creezi un mediu confortabil și să îndeplinești dorințele persoanei iubite. Stelele spun că așa vei aduce fericirea amândurora. Vă veți înțelege reciproc dintr-o privire. Organizează o întâlnire de dragoste pasională, cel mai bine în pat. Cu cât dai mai mult acum alesului tău, cu atât vei primi mai mult în schimb. Încearcă să petreci câteva seri doar împreună cu el. Astrele îți oferă sfaturi explicite să nu pui toate ouăle într-un coș. Acum nu ar trebui să te concentrezi pe seducerea unei persoane. Este mai bine să flirtezi cu toată lumea și puțin câte puțin, ușor și încet. Dacă tocmai ai început să te întâlnești cu un potențial iubit, fă timp pentru trecerea de la stadiul platonic la cel fiziologic. În general, ar fi indicat să pregătești încet și cu gust ouăle celebre. Investițiile în diverse întreprinderi și acțiuni sunt favorabile. Profit mare este posibil marți. În a doua jumătate a săptămânii, acordă-ți timp să te relaxezi și să bucuri persoana iubită cu un cadou. Începe o perioadă importantă și productivă. Acum poți face multe pentru sănătatea ta. Vei avansa pas cu pas, cu excepția cazului în care, desigur, vei găsi în tine forța și dorința de a face acești pași. Stelele îți recomandă să nu pierzi timpul în zadar. Înscrie-te la sală, fă o examinare medicală completă a corpului. În cele din urmă, vizitează medicul stomatolog. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Secretator! În această săptămână nu este recomandat să faci regresii observând interferențele întreburile lansate anterior. Probabil dificultățile vor trece foarte curând devenind doar un obstacol enervant. O activitate puțin mai mică îți este recomandată dacă simți chiar și o scădere mică a potențialului energetic. Pentru tine, prioritatea nu este să faci lucruri, ci să ai o mică vacanță liniștită, pașnică, undeva în afara orașului. Pescuitul, plimbarea prin pădure, citirea cărților, acestea sunt doar o mică parte din activitățile care vor contribui la refacerea bunăstării tale. Prima jumătate a săptămânii este bună pentru implementarea planurilor și atingerea obiectivelor. Dar nu încerca să te oprești când vei face tot ce este planificat. Odihnește-te sau folosește timpul rămas pentru a rezolva alte două sarcini. La urma urme, chiar acum ai foța și emoția nu fă reclamă detaliilor din viața personală. Vorbirea excesivă în această săptămână poate distruge chiar și relații de lungă durată. O cină romantică este planificată cel mai bine pentru weekend, dar aranjează nu acasă, ci într-un restaurant. Deschide ochii mai larg și privește cu atenție oamenii noi din mediul tău. Stelele dau indicii clare că printre ei există acea persoană care arde o pasiune pentru tine nu fi prea crudă și dă săracului cel puțin o speranță, altfel se va usca complet și atunci vei trăi cu regreta. De ce ai nevoie de remușcări suplimentare? Luni nu ar trebui să urmărești profituri mari. Este mai bine să preferi un mod mai puțin profitabil, dar mai fiabil. Noile încasări numerar sunt posibile vineri sau sâmbătă. Duminică fii atentă, este posibil să încerci să te implici într-o aventură. Sistemul tău digestiv, mai ales stomacul, este acum deosebit de vulnerabil. În această săptămână, durerea abdominală este probabil să fie cauzată de o exacerbare a gastritei sau a digestiei anevoioase. Stelele îți recomandă să ții măsurile de precauție necesare. Refuză mâncărurile și preparatele grase, sărate, murate. Abține-te de la mâncare exotică. Lasă meniul tău să fie simplu. Tratează-te cu o varietate de delicatese în rândul fructelor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn. În această săptămână vei avea ocazia să iei o pauză de la problemele obligatorii. Este posibilă apariția de noi asistenți la muncă. În ceea ce privește graba de zi cu zi, membrii gospodăriei ar trebui să fie mai activ implicați. În zilele următoare poate începe un consiliu de familie spontan care va determina soarta unei achiziții majore sau viitorul unei rude mai tinere. Dacă ți-ai dorit de mult să-ți actualizezi garderoba, are sens să-ți petreci weekendul doar pentru această ocupație. Numai puțină distracție îți vor aduce ieșirile în oraș și întâlnirile cu prietenii. Nu te aventura la proiectele globale, acordă atenție unor flacuri semnificative. Se apropie un moment oportun pentru rezolvarea problemelor acumulate. Încearcă să eviți extremele și izbucnirile emoționale. În caz contrar, la începutul săptămânii pot apărea probleme neașteptate și fricțiune în familie. Fii atentă când lucrezi cu documente, acte și contracte. Vineri pot avea loc evenimente care îți vor deschide noi oportunități în profesie. Nu rata șansa! La începutul săptămânii, nu exagera semnificația cuvintelor care sunt rostite. Mărturisirile blânde s-ar putea să nu fie prea sincere. Te poți confrunta cu o dilemă privitoare la ce ar trebui să preferi fie să te bucuri de fericire liniștită a familiei cu o cearcă de ceai, fie să te grăbești în jacuzzi cu capul și să cauți aventuri. Cu toate acestea potrivit astrelor, nu ar trebui să eziți mult timp. Ambele se vor dovedi la fel de dulci. Învață să păstrezi secrete și să nu spui de informații importante celor care le este mai bine necunoscând detaliile. Încearcă să nu cheltui bani miercuri și joi și, într-adevăr, merită să ai grijă de aventurile tale. Privitor la sănătate, dedică săptămâna aceasta pentru întărirea mușchilor. Tu sau antrenorul tău trebuie să decideți dacă trebuie să lucrezi la un anume grup de mușchi sau la întregul corp. Este important să te miști mai mult acum, încearcă să parcurgi cel puțin 6.000 de pași zilnic. Alege exercițiile care îți plac și fă exercițiile dimineața sau seara. Rezultatele pot fi foarte impresionante. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător în această săptămână nu este de așteptat să întâlnești probleme deosebit de importante. Viața este probabil să cadă în rutina obișnuită, iar derularea ei pe îndelete va fi încălcată doar ocazional de conflictele minore cu colegii. Ești din casa mai des, fă-ți prieteni noi sau încearcă să te alături fizic unui grup de oameni uniți prin interesea comună. În zilele următoare, Astra le promit că va avea succes în special pe calea mărturisirilor de sentimente, excursii în locuri importante de punct de vedere istoric, cumpărarea unui nou dulap pentru hainere care nu mai încap sau vizitarea medicului de familie cu acest din urmă te poți întinde la vorbă, ci este obligat să te asculte. Săptămâna poate începe cu surprize plăcute când un prieten sună la tine după mult timp în care nu ați comunicat. Folosește ocazii pentru a-ți schimba situația. Fii atentă, nu uita să oprești energia electrică sau gazul și încuie ușa din față cu o explozie de inspirație creativă. Cea mai favorabilă zi din această săptămână pentru tine va fi afișată pe ecran cea mai elegantă și atractivă vei fi Mercuri. Nu rata șansa de a câștiga câteva inimi. Cu toate acestea, cel mai probabil va fi doar un flirt. Vineri, ideile și planurile tale pot obține înțelegere și sprijin din partea partenerului de viață. Într-o potrivire a sentimentelor, nu uita de cu recunoștință. Potrivit astrelor, săptămâna aceasta ar trebui să fie dedicată aducerei frumuseței speciale a ochilor. Este bine dacă conectezi prețioasa comoară la diverse proceduri cosmetice. Poate că te va inspira să creezi alte capodopere. Nu te grăbi să faci o afacere luni. Încă o dată revizuiește toate documentele, poate a apărut o eroare în ele. Partenerii de afaceri îți vor aprecia atenția. La mijlocul săptămânii, conflictele la locul de muncă sunt posibile, încearcă să asculți toate părțile, încearcă să fii optimistă, indiferent de ce se întâmplă. Ia în considerare această recomandare ca fiind medicală. Este foarte important pentru starea ta de bine. Zâmbește mai des chiar dacă nu vrei. Poți găsi o mulțime de motive de bucurie în fiecare zi. Dacă înțelegi că nu poți face fața gândurilor negative, poți lua un sedativ ușor sub forma de ceai. Sau discută cu un psiholog, dar nu spune nimănui despre ședință. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! În această săptămână s-ar putea să obosești puțin de abundența de vești. Probabil că te vor distrage de la implementarea lucrurilor programate anterior. Poate că din vina acestor evenimente va trebui să ajustezi planurile imediate. Problemele nu sunt excluse în comunicarea cu unul dintre membrii mai în vârstă ai familiei. Scapă de argumentări. Poți schimba temporar situația, te poți retrage în dormitor, în garaj, într-o altă cameră unde nu te deranjează nimeni. Astrele îți recomandă monitorizarea tensiunii arteriale. Dacă intenționezi să pleci de acasă pentru o lungă perioadă de timp, are sens să pui o alarmă antiefracție încheiind un acord cu o companie de încredere. Dacă ești îngrijorată de confortul și prosperitatea momentană, poți sacrifica implementarea unor planuri foarte interesante și promițătoare. Ascultă sfaturile altora, unele dintre ele sunt numai bune să fie adoptate. Săptămâna aceasta este posibil să ai șansa să schimbi locul de muncă sau să-ți găsești dragostea. Nu-ți fie teamă să încerci să greșești, să începi ceva nou. Nu face promisiuni superficiale. Este puțin probabil să poți și să vrei să le îndeplinești, iar acest lucru nu va avea cel mai bun efect asupra relației din cuplul tău. Marți este posibil un mic scandal care totuși se va încheia cu o notă de cordialitate. Duminica este o zi bună pentru ciclism împreună cu cei dragi. Limbajul semnelor a fost inventat în timpul stravec sau poate chiar s-a născut de la sine. În orice caz, în aventurile tale erotice, îți va veni la îndemână de mai multe ori. Folosește-ți toată imaginația și creează-ți propriile gesturi noi care înseamnă aceleași vorbe stravec. Te vreau, fii suveranul meu astăzi! La începutul săptămânii, nu ar trebui să faci pași decisivi în sfera financiară. Joi este excelent pentru oferte imobiliare sau auto. Cheltuielile neprevăzute te așteaptă în weekend. Luni dimineața, nu te grăbi să te îmbraci ca un om bolnav. Corpul tău are nevoie de băi de aer. În timp ce le vei lua, cel mai bine este să faci exerciții. Vineri, fii atentă la partea inferioară a coloanei vertebrale. Duminică nu economisi timp la plimbările prin parc. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!